În saloanele dedicate expozițiilor temporare de la parterul Muzeului de Istorie Suceava s-a deschis miercuri expoziția intitulată Arsenalul și Camera de Arme a Sibiului în perioada medievală și modernă. Expoziția este cea de-a doua manifestare organizată în cadrul parteneriatului cu Muzeul Național Bruckenthal și etalează doar o mică parte din colecția de arme și armuri a Muzeului Sibian, colecție care cuprinde circa 3.000 de piese. Pentru cele 73 de exponate care se încadrează în categoria tezaur, selectate dintre piesele reprezentative ale colecției Muzeului Național Bruckenthal, s-a achitat o poliță de asigurare în valoare de 60.500 de lei. În 26 octombrie, Muzeul de Istorie din Suceava a deschis o expoziție a doua cu piese de la Muzeul Național Bruckenthal din Sibiu. De data aceasta, o expoziție legată de arme, arme albe și de foc. Expoziția care se intitulează Arsenalul și Camera de Arme a Sibiului în perioada medievală și modernă. Sunt în expoziție prezente circa 70 de arme, ușor peste 70 de arme, spuneam albe și de foc, încadrate cronologic între secolele 15-19. Piese deosebit de frumoase și de rare și totodată foarte spectaculoase. Vizitatorii pot admira coifuri, cămăși de zale, scuturi și arbalete de secol XV, realizate în atelierele transilvane, halebarde și sulițe din secolul al XVI-lea, muschete, puști cu fitil și pistoale cu cremene din secolul XVII și XVIII, dar și săbii de cavalerie și puști mai moderne, cărora li se adaugă câteva reproduceri cu imagini de epocă ale turnurilor și porților sibiene care aparțineau breselelor de meșteșugari. Toate aceste exponate ilustrează evoluția sistemului de apărare a armamentului și echipamentului militar din Sibiul medieval și modern. Expoziția beneficiază de un catalog care oferă informații despre colecția de arme și armuri a Muzeului Național Bruckenthal și poate fi vizitată până pe data de 27 noiembrie.